Un accident de circulație a avut loc pe drumul E81 într-o curbă deosebit de periculoasă la ieșire din Zalău pe Meseș, luni în jurul orei 12. Din primele cercetări, se pare că o tânără de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul marca Audi, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în parapetul de pe marginea drumului pe care l-a rupt și s-a răsturnat în afara părții carosabile. A fost nevoie de ajutorul pompierilor de la descarcerare, care au avut o misiune grea, deoarece autoturismul era răsturnat într-o poziție care le-a îngreunat misiunea de salvare, însă victima a fost scoasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii și a fost predată medicilor de pe ambulanță. Tânăra a fost transportată la UPU Zalău pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pe drumul european 81, zona Meseș, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetări rezultă că o persoană de sex feminin în vârstă de 19 ani, timp ce conducea un autoturism, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, a pierdut controlul volanului, a intrat într-un parapet, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile. În cauză continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului rutier. Thank you.